Domnul Bolovan, șeful ținutului, decide organizarea unui turneu de tenis pentru copii. Rulo iubește tenisul, așa că decide să participe. Pentru a putea însă să meargă la turneu, trebuie mai întâi să treacă de calificări, acolo unde se va confrunta cu nimeni altul decât băiatul domnului Bolovan. La aflarea adversarului băiatului său, domnul Bolovan se sperie. El știe că băiatul lui nu are nicio șansă cu Rulo, dar are nevoie să se califice la turneu cu orice preț. Nu se poate ca tocmai băiatul lui să nu participe, așa că se gândește la un plan. Chiar în ziua meciului, cu puțin timp înainte de început, domnul Bolovan este văzut împreună cu arbitrul de scaun. Începe meciul. Arena este plină. Toată lumea are emoții. Mai puțin domnul Bolovan. Primul set este câștigat cu ușurință de Rulo. E clar că este jucătorul mai bun. Vine pauza și se pare că va fi până la urmă o partidă ușoară. Domnul Bolovan este furios. Coboară din tribună și îl cheamă pe arbitrul la vestiar. Se aud urlete de acolo, dar nimeni nu înțelege ce vorbesc. Meciul se rea, doar că acum arbitrul fluieră foarte mult împotriva lui Rulo. Deși publicul devine nemulțumit de arbitraj, meciul continuă și devine din ce în ce mai strâns. După două seturi jucate cu arbitrul împotriva lui, Rulo pierde meciul și calificarea la turneu. Ce s-a întâmplat? Cum de partida s-a transformat în felul acesta? Realitatea este că domnul Bolovan s-a folosit de poziția sa de șef al ținutului pentru a-l intimida pe arbitru să-l ajute pe băiatul său. Nu a ținut cont de reguli și corectitudine și a abuzat de puterea sa. Ce s-ar fi întâmplat dacă domnul Bolovan nu ar fi abuzat de puterea sa? Credeți că domnul Bolovan ar putea să se folosească de poziția sa de șef al ținutului și în alte situații?